Sfântul Nicolae Mare a fost pentru o noapte transformat într-o oază arabă, grație balului Bobocilor 2023 organizat de Liceul Tehnologic Cristofor Naco. Tematica nopțile arabe a adus în centrul atenției costume strălucitoare, dansuri fermecătoare și o serie de probe captivante. Bună seara, doamnelor, domnilor, tuturor invitaților, dragilor noștri colegi și nu în ultimul rând, doamnelor, domnilor, profesori. Dinis Turcu și... Alexandra Vatră. Noi o să vă fim gazde în această seară la Balul Bobocilor, organizat de elevii clasei a 12-a a Liceului Tehnologic Cristofor Naco. Vrem să oferim noii generații o seară memorabilă, care nu ar fi putut avea loc fără sprijinul domnului primar Dănuț Groza, cât și a domnului viceprimar Radu Asaftei. Vă mulțumim că ați dat dovadă de colegialitate și sunteți prezenți aici într-un număr atât de mare. Atârnat de o ață. Fata va ține mărul. Competiția a fost strânsă, cu mulți concurenți dornici să își etaleze talentul și creativitatea. Fiecare probă a avut rolul de a scoate în evidență calitățile și abilitățile bobocilor, culminând cu anunțarea câștigătorilor cei mai meritoși ai serii. Avem o nouă probă a bobocilor, ce constă în deprinderea acestora de a crea. Băieții trebuie să facă o declarație de dragoste cu câteva cuvinte pe care le vor primi de la noi. Lampă, covor, dune de nisip. Să merem pe dune de nisip cu covorul zburător, că se lucește ca o lampă. Petale, lumânare, șampanie. Pe un pat cu petale, aprind o lumânare și deschid o șampanie. Cum era de așteptat, a sosit și momentul adevărului. Câștigătorii acestei serii. Premiul de Miss Manechin îl câștigă Cristina Con. Mr. Gentleman, este nimeni altul decât Denis Meninger. Cea mai inocentă fată din această seară este... Larisa Daraban! Mister Inocență, oare cine poate să fie? Nimeni altul decât Gabriel Oros! Cea mai bună dansatoare din această seară este Maria Negoț. Da. Cel mai bun dansator al serii este nici unul, nici altul decât Denis Trifu. Regina din această seară a arabei este Lavinia Tocaciu. Regele Arabiei din această seară este nimeni altul decât Adrian Heiser. Titlul de Miss Boboc îi se oferă Alexandre Scurtu! Oh.
Mister Bobor al serii este Berta! Dar muzica a fost cea care a ținut pasul cu energia și entuziasmul tinerilor. Seara s-a încheiat în acordurile vibrante ale artiștilor DJ Dark și Sola, care au făcut ca atmosfera să fie una de neuitat pentru toți cei prezenți.